Salutare, fraților, și bine am găsit la un nou episod. Astăzi, oameni buni, vom face un unboxing. Am pus camera așa mai bine. De fapt, mi-a luat pe cineva să filmeze, dar asta e partea a doua. Oameni buni, astăzi vom face un unboxing destul de special pentru că încă nu o să spun și aici, deși cred că deja vedeți din titlu. Deci vedeți că am aici un coleg de la PC Garage și de fapt, ce să mai deja scrie în titlu. Oameni buni, mi-au luat niște căști noi, deci RIP Iceland cu o singură cască. Cam asta a fost șmecherea. Nu uitați să dați și voi un like acolo. Bun, fraților, am desfăcut aici pe partea asta foarte frumos, bam, bam. Stați așa, cred că le-am deschis cu fața, cel mai probabil, așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like, oameni buni. Este prima dată când fac un unboxing de genul, deci v-aș mai ține de vorbă, da? Hai să desfacem, deci 3, 2, 1, du-du-du-du-du-du. M-au zis că e cutie cu surprize. Mystery box, oameni buni, avem aici niște hârtii, nu ne pasă de ele. Și astea sunt căștile, oameni buni. SteelSeries Artist 3, oameni buni, ediția 2019, pentru că așa scria pe site. Există și prima versiune care este, nu știu, 2018 sau ceva de genul. Hai să aruncăm noi cutia. Aruncăm, dacă avem și noi loc pe aici, ești nebun. Bun, și cam ăsta este produsul, să zic așa. O să le facem și un mini review, pentru că, na, dacă tot sunt în canal profesional de unboxing-uri și chestii de genul, de ce să nu le facem și un review? Adică, hei, sunt Iceland și nu fac prea multe. Bun, am înțeles, hai că am desfăcut-o dacă e ceva. Așa. Nu o să folosesc altceva, o să-mi folosesc mâinile, pentru că, da. Bun, deci, astea sunt căștile, oameni buni. În caz că erați curioși. Cam așa arată, de la SteelSeries. Mie cel puțin îmi place destul de, adică îmi place foarte mult. N-am mai avut niciodată, sincer, căști de la SteelSeries, dar e ok. Bun. Aici vedeți care e și microfon, chestii de genul. Nu știu ce mai scrie aici. Ceva cu Discord, cu Windows, cu Xbox și mai multe chestii. Exact. Bun, hai, tu-nă-nă-nă-nă-nă. Cred că nu știu exact pe ce parte, dar mă rog, hai să continuăm. Fii atent. Ta-d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 a-
Și astea sunt căștile, această cutie desigur că o să o pun deoparte și cam astea sunt căștile. Bine, o să le scot eu de aici pentru că da. Bun. Hai să vedem, au aici niște d-astea șmechere. Dacă s-ar scoate. Oh, stai că e pe partea asta aici, nebune cu schemă. Am revenit, hai să vedem care e faza aici. Așa, bun. Dar întrebarea mea e unde sunt microfonul? Ah, cred că ăsta e. Oh, deci se scoate microfonul aparent și când ți-ai terminat treaba cu el, presupun că faci ceva de genul, bam, și cam asta a fost. Bun, oricum are mai multe chestii, am mai multe chestii, oricum o să le facem imediat un mic review, așa, un test chestii, să vedem cum se aude. Bun, hai să desfac și eu astea și în mare parte, oameni buni, cam astea sunt căștile. Aici avem un buton, mamă câte butoane avem. Hai să vedem ce mai primim aici în pachet. Primim și un ăsta, un jack, un orice ar fi chestia asta, ca să le bagi în calculator sau în telefon sau în... și mai primim unul, aparent. Hai să facem noi puțin loc aici. Cam astea sunt căștile, oameni buni, SteelSeries Arctic 3. Deci o să pun pauză acum și o să revenim. Bun, fraților, astea sunt căștile, mie îmi plac foarte mult. Imediat o să le testăm și microfonul. Acum sunt pe microfonul meu, AT2020. O să le testăm și microfonul, să vedem cam cum este și microfonul de la căști. Se aud foarte, foarte bine, au și un fel de noise cancelling, nu știu exact dacă se numește așa, adică atenuează sunetul de fudal, zic și eu așa la nimereală, nu știu dacă v-ați prins voi în orice caz. Are sunet 7.1 sau ceva de genul, am citit și-o pe acolo înainte să le cumpăr și da. Deci, da, haideți să le testăm și microfonul să vedem care este faza. Mie îmi plac foarte șmecher, mai ales așa cum arată, Arată șmecher, practic, vedeți, frumos, bam, elegant. Da, deci în sfârșit am și eu niște căști de super șmechere, nu mai am decât o cască. Da, mă rog. Bun, hai să vedem și cum se aude microfonul. Ok, deci așa se aude microfonul de la aceste căști. După părerea mea se aude chiar foarte bine.
Mie îmi place cum se aude. Puteți să vă spuneți și voi în comentarii cam cum se aude sunetul de la căști, adică cum se aud căștile. Din nou, mi se pare foarte șmecher. Nota 10 după părerea mea. Acum, puteți să vă spuneți și voi în comentarii. Mă rog, nu puteți să auziți voi cum se aud căștile, dar puteți să vedeți cum se aude microfonul. Cam așa se aude. Noi am făcut cine știe ce setări, pur și simplu i-am dat volumul la maxim și am dat să se audă puțin mai tare și cam asta e. Deci, da. Cam atât cu acest clip, oameni buni, cam atât cu acest unboxing și un mic review. Căștile au un design foarte bun, sunt foarte confortabile când le pui pe cap. Vedeți cum le am acum, sunt foarte confortabile, au și chestia asta, vezi, nu știu exact ce e, dar un fel de burete, nu știu ce e, dar e foarte confortabil. Mă rog, au și ceva butoane să dai pe mut microfonul sau să dai mai încet, să conectezi acolo chestii, mă rog. Da, deci cam ăsta a fost clipul, unboxing-ul, mini-review-ul, na, cum se poate. Eu am fost Estrand, iar noi desigur că ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!